Prefectul Victor Sanda a spus, șefii de deconcentrate din Dâmbovița riscă să ajungă șef de măturători. Șefii de deconcentrate din județul Dâmbovița au fost muștruluiți din nou de prefectul Victor Sanda în colegiul prefectural. Prefectul județului le-a reamintit șefilor de deconcentrate că o să ajungă în cel mai scurt timp la ghișeu sau cel mai probabil șef de măturător într-o cameră de la vreun minister. Mai mult, reprezentantul guvernului în Dâmbovița a afirmat că în contextul reorganizării instituțiilor situația este destul de dificilă și asta datorită faptului că șefii de deconcentrate nu au analizat lucrurile în prealabil și sunt puși în fața faptului împlinit. O să ajungem când vine omul cu o petiție să facă în loc 30 de zile, 45-60 de zile și o să primești numai răspunsul în apă, dar pe care nici nu-ți dai seama ce vrea să spună la acolo. De la Ploiești, de la Pitești. Lipsă totală de mândrie. Nu vă mai zic nimic. Venim la... Aici numai așa să ne vedem. Foarte important e ministerul, foarte important. Duceți-vă mă la minister. Duceți-vă la minister. Că băiemul face șef de măturător la o cameră acolo, nu vă potoliți. Lipsiți totalmente de mândria de a fi dâmbovițean. În cadrul Colegiului Prefectural au fost prezentați și principalii indicatori economico-sociali ai județului și nici la acest capitol lucrurile nu sunt pe roz. În primele 5 luni ale acestui an, producția industrială a scăzut cu 17,8% comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, datorită în principal scăderilor înregistrate în activitățile industrie metalurgică, urmată de fabricarea de mașini, utilaje de echipamente, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului, fabricarea altor produse din minerale nemetalice. Creșterile au fost înregistrate în următoarele activități: industria alimentară, fabricarea produselor textile, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, industria construcțiilor metalice. Creșteri mai mari s-au înregistrat în industria alimentară cu 37,1%, fabricarea produselor textile cu 29,9%, fabricarea echipamentelor electrice cu 23,9%, fabricarea substanțelor și a produselor chimice cu 21,9%, industria construcțiilor metalice cu 9,0%. Structura producției industriale a suferit unele modificări semnificative în sensul scăderii ponderii industriei metalurgice de la 43,2% în primele 5 luni ale anului 2012 la 24,4% în primele 5 luni ale anului 2013 și a creșterii industriei de echipamente electrice de la 18,8% la 28,3% și a industriei alimentare de la 5% la 8,3%. Cele mai importante creșteri s-au înregistrat în activitățile fabricarea produselor textile, fabricarea echipamentelor electrice și industria construcțiilor metalice.